Ia mișcă puțin de scaun. Da, se vede legătura cu Audi. Da? S-a făcut liniște. Ia povestește-ne. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la Audi de era așa supărat? Ce se turează, ce mă? Dar schimbă, nu schimbă rău, să știi. Bă, eu zic, da, zic, da, scaunul. Mamă. Băi, ce puțină-i cu Luci Popa, de când urmează să-și ia și el așa. Bă, nu grăbă că se ridică, eu ce știi că zică continuu, băi. Bă, ce cauciucuri are? Nu știu, dar sunt foarte proste. Exact asta vreau să zic, ce cauciucuri are. Ia să ne uităm la ele, bagă aici la hotel. Doamnelor și domnilor. Bună ziua. Să trăiți, să trăiți. Ce faceți, domnul Lupu? Eu fac bine, mă uit la domnul Preda, că știu să se ocupe numărul sau ceva. Tu bine, eu? Păi n-are compresor, are compresorul defect. Deci, da. Eu iau seama cum ar veni aici. Vezi că producătorul ăsta are o mașină care seamănă și cu a ta. Lasă, domnule, să aibă, că e bine, când sunt multe variante, are omul. Ia aia de stinge lumina, sau cum îi zice, stii. Bă, da, da, ceva de genul. Bine, cred că seamănă mai mult cu A5-ul, dar e pe acum. Uitam cum ar da cu ăștia gri sau nicelate, cu un gen Mercedes. Bă, nu seamănă. Știți un băiat de face așa? Sau? Nu știu de unde. Dar totuși. La pasat nu mai pus de asta să nu mai intre apă și vânt. Și aer, vezi? Nici la Tiguan, nici la Touareg. Bă, Touareg oare știi care la 2018-19. Păi și asta e tot. A venit fără bară și a zis clientul că pe aici să cam vede gaură și nu aș vrea. Și de fapt mă avea un cheder și l-a comandat. Oricum, acest producător face ce face și evoluează extraordinar de mult cu fiecare generație și cu fiecare mașină nouă pe care o scoate. O semăna aia puțin cu Porsche-le. Mă rog. Dar nu-i bine, dar e mai bine decât altele. Exact. Știi? Iar cu celebra lor garanție de 7 ani, le-a stins lumina la toți. Și este a patra generație, nu, domnul Lupu? Exact, este a patra generație care încă se produce. Cum? Nu în Europa, se produce doar în Pakistan pentru piețele locale. Pentru că pentru celelalte piețe este a cincea generație. Da, pe celelalte a apărut cea de cincea generație în 2021. Ce vreau să spun despre mașina asta e că am câștigat. Bă, ne vrei să o cumpărăm, dar e pentru calitate. Am vrut să-i vezi. Ce? Te uiți acolo, aici e mai multă lumină, i-au încercat să o pară că se pară cu LED, dar de fapt ea are becuri. Păi cum are 90 prismele alea, da? Dacă te uiți din spate, vezi pe aici e mai negru în zonele astea. Și dacă te uiți mai atent, are un bec aici, unul pe aici, unul pe acolo. Acum și tu. Dar să știi că e o știință asta la care cel mai bun este Renault. Să faci un lucru în așa fel încât să pară că e altfel. Mă rog. Însă știm să-i felicit pentru bucățile de metal puse unde trebuie. Care chiar își fac datorie. Da. Nu îmi vii cu delea false și să bat în... Eu, cu mulți ani... Să te chinui cu chinejării, să știi mai știu exemplu. Un băiat chinez. Voi vreți să rămâneți la Sebeș? Da, eu am de lucru. Să ne întoarcem cu chinezăria. Venim cu prime. Eu am de lucru aici la Călin de șaropete care, mărimea mea. Dar fii atent că ai zis că mașina asta încă se face în Pakistan. Da. Prima generație s-a făcut și în Germania. Da, corect. Iar prima generație de Kia Sportage este în continuare, că mai există. În circulație e o mașină de adevărat de 4x4. Am mai spus o dată într-un alt episod, dar și o să o spun și acum. Cu mulți ani în urmă am avut ocazia să conduc una, să cumpărăm una. Iar vânzătorul, n-am văzut în viața mea vânzător mai onest ca o nenea ăla. Eram undeva, ne-a scos el dintr-o localitate, bă, hai să mergem pe aici. Și la un moment dat începea un drum din plăci de dig. Ok. Care urca, cobora și zice, domnule, ne întoarcem. Nu, domnule, dă-i înainte. Bă, băiatul, n-am văzut. Pentru anii aia, puține mașini așa de legate ca acea Kia pe genul ăla de drum, da? Prima generație de Kia Sportage a fost considerată SUV compact. Cele de acum sunt considerate crossover compact, adică sunt, știi, s-a trecut un pic mai jos la încadrarea în clasă. Asistăm la niște schimbări din astea și o să vedem în episodul care o să-l filmăm astăzi.
o mașină atât de dorită care a ieșit din scenă. Ce făcuți, domnul Preda? Vreau să văd dacă arunc o piatră și găura asta, dacă ea să împarte asta pe aici. Ia, mai fă-o dată. Dacă... Uite-mă că nu vrea. Păi ce e? A, recică pentru fune, probabil. Păi uite, ai venit, mai fă o dată, hai. Păi uite, e piatra cealaltă. Păi și cu aia de rămasă? E ca de omului, e ca de omului imens. Vreau să mă asigur pe... Dacă-ți vine vreuna, dacă-ți vine vreuna de asta, ce poți să faci? Îi umpli pasajele astea de pe cele. Bănuiesc că ăla aici. Ia uite. E ca să umpli la proiector, probabil, nu? Nu, aici, deasupra, la rungelul. E? E ăla micu. Ia să ridicăm capota, să vedem... Să vedem ce corespunde înăuntru. De unde duce? Strângi un supor de motor, ceva? Bă, ia uite, bă, loc aici, bă, nene, bă. Ce cauți că nu e cu telescop? Da, da, observi ceva? Uite-te cât e de jos montat. Exact. Este bine. Și un motor mic, e entry, nivelul de intrare în gamă, 1.6 GDI. Da, de 1.6 GDI cu distribuție pe lanț, cu capac de metal, ceea ce în ziua de astăzi mai rar găsești. Blocul ăsta aluminiu. Blocul ăsta aluminiu, dar uite ce curățenie, curățenie, nu e gram de... Mașina are și doar 60.000 de kilometri. Dar de ce sunt capacele, Robert? Că chiar e interesant, pot să poate vedea pe aici. Păi nu văd că e bateria, face ceva, cred că se duce prea suport de motor, cred, nu poți să... Ca să ai acces de vizitare. Și filtrul de aer cum se schimbă dacă ar fi la o adică? Bă, domnul Lupu. Vă zice că... Te tragi de el în jos. Mașina asta nu e aspirată, este TGDI. Da, e doar GDI. Are doar 130 de cai. Păi uite, unde scrie pe motor și uite turbina. Uite ce turbina. Ok. Faci așa, dai așa, dai așa, ieși cu el. Mentenanță ușoară. Bă, eu uite, e nou. Arată bine, dar vezi ce grosie. Ia vezi cine îl face, scrie vreo marcă pe el. Și uite aici. Nou name. Man. Vezi? Știu de mașina asta că a avut absolut toate intrările în serviciu în reprezentanță. Da. Oricum, genul ăsta de arhitectură e ușor de servisat. Exact. Așa îmi place și mie, nu cum vii cu X5 cum l-am avut eu sau cu ăla de au 3000 motor de băgat filtrul pe la mama dracu, de-ți rumâinile. Păi la, aia din la mașină din aia e câștigul vânzătorului, din servisare. Câștigul meu, că eu e mai mult să-i schimb eu la filtrul. Ăsta e capac de la bec, bănuiesc, ha? Sau de la ce oare? Bă, la Mihai, e alarmă, e ceva pus. Ha, are, că da. Aici are capacul de bec. Da, autofiltantele alea le găsești doar așa, pe la... E aplicat o alarmă sau ceva de alarmă pusă, da. Ia uite, asta are încă ăla de fabrică, vezi? Eu zic că e dat cu scoci. Ce ascunde asta? Capac de siguranță. Da, am două dată. De, n-ai hilava destul de mare? N-am și un jetin pe partea înaltă, dar nici nu mă uit. Mai bun, hai că să ridic și eu mufa asta un pic și rămâne. Da, ia uite-te un pic. Asta are capetele de lonjeroane demontabile cu tragăr, cu tot? A? Păi... E tragărul de aici, lungeronul e până aici, de aici încolo are capetele de la armătură. De prind și tragărul odată cu ele. Aha. Da. Cum are? Alu domnul Lupu. Opelul. Cel mai probabil mașina asta n-are e făcută Opelul... Nu e demontabil din șurupuri, tragărul la Opel. Mare și câteva puncte de supără cam. Bun, închide-ți-c. Închide-i capota și hai să ne butonăm un pic pe la portbagaj, prin spate, să-l urcăm pe domnul Lupu în față, în spate. Cine vrea să meargă cu ea? Că suntem la Sebe și am uitat să vă spunem, suntem în curte la DM Auto și ne vom plimba cu această cheie pe autostradă, în Ardeal. Nu, nu am mers niciodată cu cheie. Gata, bă, mergi și tu. Nu, nu. Mâine, păi, mie îmi place și mie și una. Ce plăsiu mă, domnule, dacă tot e de vânzare? Nu e de vânzare asta, momentan. Dar dacă ești dornic, corect, orice da, exact. Nici mare, nici mic portbagajul. Referitor la dimensiunea portbagajului, eu am câștigat un pariu. Eu sper să câștig eu pariul ăla. Nu, referitor la Luci Popa și mașina lui domnul Preda. Ba, sper să-l câștig. De ce? La asta poți să stea cricul fără să zorne și pe la alte mărci. Păi zi mersi că are, că alte mărci nu au nici cric, nici rezervă, nici nimic. De ce? Spații customizabile din astea de pui ceva, scoți spus. Altceva. Avem cârlige, uite, de pentru de aia. Plasă. Cu cine ai câștigat, domnule, pariu? Ce pariu ai făcut, domne, pe portbagaje? Proprietarea unei astfel de mașini,
Așa, ia urcă-te în spate. Zicea că această mașină are portbagajul mai mare decât Octavia. N-are nicio mașină portbagajul mai mare decât Octavia. Trebuia să-i spui din prima chestia asta. Diferența? Păi eu i-am spus. Tocmai de asta am și avut curaj să fac pariu. Păi cred că tu de-aia ai avut și pariu, curaj să faci pariul ăla cu mine pe mașina lui domnul Preda. Tu știi că eu nu fac pariuri dacă nu le câștig. Tu știi că eu n-am pierdut niciodată. Pentru toate e un început. Alea cu popa unde o fi de numai. Ia asta. Nu mai vine să furăm un Audi. Bancheta reglabilă pe mai multe poziții. Cotarul, să stai bine, uite. Toate mașinile asiatice așa, și Nissan-urile. Și nu știu bine. Că cineva de a avut vreo 10 ani cu 7. Și n-avea așa ceva. A, nu știa că are chestia. Așa au mers toți în spate, doamne, că sunt de proaste, pe bune. Și eu m-am urcat în ea știind, am dat de buton și m-am dat așa acolo. Și tu știi că foarte multe mașini vin și cu manual de folosință. E bine totul să-l... Toate vin cu manual de folosință. Avem aici și cotieră cu suport fix pentru... Bă, dar aveți loc amândoi, am impresia. Avem loc și avem da, loc bine. Da, n-avem, n-avem ce trebuie, da. Ce n-aveți? Vezi tu? Ăstea le știi? Da. Cu ce seamănă? Ia, spune tu. Cu o bucată de plastic. Da, de la cine? De la fabrica de plastic. De la Audi. Numai că mie mi se pare mai mișto ăștia decât alea de la Audi. Avem un Audi aici în curte, putem să ne uităm. Ia mișcă puțin de scaun. Da, se vede legătura cu Audi. Bă, eram gata să-i acuz. Dom'le, că nu se mișcă asta ca la Passat sau ca la Audi. Ia, ia. Da. Dar se mișcă mai mișto. E chiar mișto. Bă, merge mintea. Cum și Mercedes soare pe ăla de au ventilat sau niște găuri pe aici. Știu că am schimbat eu cândva. Oricum, pentru segmentul ei, este loc în spate. Sure. Pentru că sunt, de exemplu, un model de Ford. Alo. Alo. Butonul ăsta spune ceva? Care buton? Uite butonul ăsta. Îmi e frig. Se fric? Nu, da. Apropo de chestia asta, suntem în decembrie și sunt cred că 15 grade. E foarte cald afară. Bun, dacă asta nu mai pierdem timpul tocind pietrișul de aici din parcare, care conduce, care merge, adică eu merg în dreapta că trebuie să filmez. Domnul Lupu, nu te mai dau jos, să dăm abțibildele cu DM Auto de la numere jos, să nu plecăm cu ele. Uite, domnul Mihai, vezi, așa se procedează în momentul în care te uiți la volan. Ia. Îți dai geaca jos de pe tine, da? A, ca să nu te mai înjure urmăritorii, să zică... Îți iei un valet și îți spui, ia-vă geaca și pune-mi în spate. Poftit și aceasta... Nu, dar mi-e cald. Bă, dar chiar este loc. Pentru că merge și aceea unii. Chiar în față este loc. Nu ai o super mega ergonomie așa pe uși, dar... Un uf, e? Bă, ăștia sunt mai dracu. Numai ca la Volkswagen Touareg. Din 2002. Păi da, dar vezi ăsta, o eliberez tot cu piciorul. Da. Nu mai tragi de aia de aici, țac. Păi era la Passat, nu la Touareg. La Touareg, tu cu tras? Da, la apeși pe pedală, tragi de manetă. Bun, domnul Preda, știu că nu-ți place, dar pune-ți centura. Da, ce ușor stau de ușa, că se închide ea. Da? S-a făcut liniște. Ma, ce ai, mă? Da, uite pe unde e ăla. Te se întinzi după el. Dar pe partea mai bine că e jos, că nu mai bate în stâlp. Când mergi prin grob. Da. Pățești. Cotiera e reglabilă și ea pe profunzime, pe ceva? Da. Mai bag și cheia în contact sau merge fără? Așa trebuie, cu cheia în contact, altfel nu pornează. Și are buton? Are, dai de ăsta. Buton, dai. Ce mașină asta, domnule? Cheia. Cotia automat. Ia. E ce știm, ce-ți place ție, bă. Bă, domnul Lupu. Da, domnule. Mașina e ok așa, dar se vede undeva prețul mai scăzut față de anumite modele de concurență. Păi, la calitatea da. Interiorului. Da, până la urmă, dacă vrei o mașină obiect cu garanție mare, multe opționale și așa mai departe, cât de sus se ridică volanul. Nu prea e cam imbatabilă, zic eu așa. Domn Preda. Ia. Fii atent aici. Stai, doamne, că mă supăr, că nu știu unde are asta reglajul ăla. Ia vezi, eu avea pe buton. La spătar. Păi unde e butonul ăla? Nu știu. Unde a fost? Față, spate, pe aici. Așa. Dar la spătar? Are clapă din aia, știi? Uite, doamne, în spatele ce spui, cum ai venit. Păi unde îl strângi peste mine? Păi vreau să mă râzghi la volan. Fii atent aici. Ia. Mașina a venit cu un consum de 8,9 la noi. Așa. Și ia să vedem dacă... Știi că eu am luat una din asta pentru un prieten de-al meu cu ceva timp în urmă. Hold ok to reset. Nu aici? Aici. Gata, s-a găsit. L-am păcălit? Da, e la viteză, așa, e la viteză. Ia, domnul Preda. Stai, domnul, că mă uit pe aici. Ia un dărât. Ia, atent că avem și modul de condus. E cu buton de bod de condus. Drive mode. Ba, ce avem?
Sport și normal. Domnul Preda e normal. Și sistemul 4x4 cu asistență la coborâre. Asta e la mișto cu sutura de aici. Da. Da, e făcută din matriță. Da, e mole. Hai. Bordul. Stai, domnule, că mă... Opa. Ce faci pe acolo? Căcat ambreiajul. Păi e... De ce? Cum de ce? Cum să cauți ambreiaj? La așa-l cauți. Da. Cameră de marcare de destul de bună calitate. Surprinzător de bună pentru o eu. Da, dar vezi coreană. Că... Coreană. Ce frumă e. Tipă. O țipiră aia din cutie. Coreeni mici? Da. Domnul Lupu? Da. La mașina asta avem cu 6 și cu 7 și cu 8 sau mă înșel eu? Sau doar cu 7? 6 și 7 din câte știu eu. Convertizor sau DCT din aia? E cu 6, este DCT cu dual clutch și cu 7 este convertizor. Parcă așa mi-aduc aminte. Sau invers. Te simți arogant? Mă simt tot într-o mașină ieftină atât timp cât ea nu are întrerupător. Aici când da, să știi să mă apești cu mâna. Da, dar ia întâi de cap acum. Când îl închizi, poate să stinge ăla. Ia celălalt lucru. Robert, mașină ieftină a fost. A fost? Da, îmi place pirat cu volan. Și formă. Bă, într-adevăr, văd că și albenii au gusturi la mașini. Dar la noi predomină pe alb. Mă rog, într-adevăr, economia asta lor se vede un pic, exact ce ziceam, la materialele din interior. Dar nu este o economie de spațiu, observați chestia asta. Observăm. Adică eu aici stau vizgheat bine. Și eu, într-adevăr, se mai putea lucra un pic la ergonomie, dar nu e rău deloc. Uite și o chestie care îți place ție la Torpedo, Mihai. Da, pe mașina e cu cheie. Da. Foarte bine, bravo Kia. Ia zi, domnule, nu deschide geamul că ne face nenea asta cu fum. Crezi că de la vreo mașină din față. Și uite pe sectorul ăsta care se lucrează, bine, cam rigidă. Foarte rigidă. Da, da. O să vezi că la viteză se stă bine, zic eu. Așteptăm autostrăzile. Fai dreapta pe aici, domnul Preda. Ai învățat să iubești într-un final și drumul până aici? Lasă, domnule, că nu l-am învățat. Se întâlcă la bifurcație aici. Am memoria mică și dacă bagi multe de ea... Păi și cum ții minte să desfaci Range Rover-uri? Nu, el nu ține minte cum ele desfacă. Se apucă de ele și își dă seama pe parcurs. Nu cred așa ceva. Le notez pe foaie. Care foaie? Că am văzut o foaie la tine acum. Cum, domnule, n-ai văzut? Pe hârtie. Pe hârtia de 100 de lei, de 200. Și cauciucurile, dar cred că și sistemul all-wheel drive face nu, un... Asta e zgomot de rulaj de anvelope. Nu ne-am uitat și noi de care sunt. Cel mai probabil de iarnă. Păi nu, sunt clar sunt de iarnă. Ce marcă, ce model. Ne uităm. Să ne uităm când ne dăm jos. Cum te simți în spate? Eu mă simt bine, eu știu mașina asta ca mai mult cu ea. Bă, nu e rea, să știi. Deci nu e rea. Aia se mai întâmplă. Opa, la mine în Audi, doamne, zici că tragi de gardul de la Jilava, așa, nu se mișcă nimic. Audi-ul a fost de 4 ori mai scump decât mașina asta, de nou. Doamne, nu se poate. Asta e că mașina asta n-are scrumiere, că vreau să mă uit de... Aaa, de LED! Ia povestește-ne. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la Audi, de era așa supărat? Păi am vrut și eu să scrumesc și nu era negură. Ce s-a? S-au trezit toate becurile din toată mașina, mai puțin ăla de la scrumiere. S-a ars? Și eu toată noaptea m-am gândit de unde iau eu LED pentru ora. Când am desfăcut jos cum era iar de dimineață, am constatat că puteam să merg la o Dacia din aia veche sau la un Cielo și să-i sustrag un bec cum au, sau Astrageu mare de la ceasul ăla de aici. Mm-hmm. Fac la sustras, bagi la Audi A7 din 2015 care are full LED, dar matrix LED. Da, au uitat să mai pun și LED acolo. Da, e bine că s-a rezolvat. Nu acum aveți unde să scrumiesc. Da, a trebuit să mă duc la serviciu să plătesc. Ce doamnă simpatică cu fiesta roșie. Ia, numere de alb, da, aici am. Iar nu e un băiat care pune LED-uri.
Ce mai face? Dar e cu un LED-ul de alea. Am zis să-mi pun un proiector de Logan cu un kit Xenon. În mașină? Da, aici sus, ca să luminez cum el. Dar există riscul dacă stau mai mult de jumătate de oră cu aia aprinsă, să-mi topească consola. Și am preferat să... Poate să se aprindă toată mașina. Nu merge clăson. Bă, dar ori rău, nu știu cum merge cu mașina. Dar putea să aibă și un rulment, să știi. Nu cred. Și de ce? Că bă, face nu... și pe drept. Hai că o vedem pe virajele. Acum să ne spunem urmăritorilor noștri că într-un trecut nu-mi dat drumul la scaun încălzit, că nu sunt Luci Popa. Să merg o oră și să nu mă prind. Eu sunt sensibil în fund, la fund. Să le spunem urmăritorilor noștri că cu ceva ani în urmă, ca să schimbăm un rulment la un Passat, am schimbat pe trei roți până l-am identificat pe care roata se auzea. Deci practic le-a schimbat pe toți. A mai rămas unul. Dar cu puțin... Dar să unde trebuie. Bă, ceva de genul, știi? Putea să începe de la ăla care a rămas, știi? Dacă să știi, râde în glumind, dar chestia asta de diagnosticarea unui rulment pe ce roată se aude, nu e chiar... Mă uit, un butonul de încălzire în volan, că nu pot să merg, e volanul gheață. E rece. Hai să merg. O fi pe volan, pe undeva, pe acolo? Bă, dacă îmi dădui în frâne, să fac asta. Să strâns, să nu mai merg să mă dau așa. Da? Chestia asta cu diagnosticarea rulmenților e un pic de știință și diferă de la mașină la mașină, de la model la model. Păi trebuie, dacă te apuci din prima cu un un pic, nu prea îți dai seama exact. Cine știe ce, dar trebuie să-l lași până sar bilele afară din el. Cățelul. Cu roată, cu tot. Păi dai seama. Așa e precis. Că de multe ori poți să scapi doar cu strânsi al prejoanelor și să nu mai schimbi rulmentul. Domnul Pup, bătaia de roată nestrânsă e altfel. Aia e foarte nasoală și nu prea e bine șoful. Sunt strânse, eu la socul unui prieten am întâmpinat problema asta. Păi știi că este o... Aici, nu că e o teorie, nu știu dacă... Procedura mecanică este să strângi roata nu cu cu seroz, așa cum face chiar și domnul Preda uneori, ci cu cheia dinamometrică, cu mașina în plan orizontal pe pământ. Eu știu, domnul Mihai, dar problema e că am verificat seroza pe 2 și strânge exact cât ar trebui să strângă dinamometrică. Mai mult. Cum de unde? Păi dacă am strâns cu ăla, cum îi spune, cu... Încolo, domnul Preda, dacă nu merge la Craiova. Dinamometrica și pe aia... În fine, că e pe acolo. Nu, deci cel mai important este ca roțile să nu fie strânse prostește. Uite, adică nu te pui pe cheie sau pe ce și strângi și apeși pe ea, te lași cu 100 de kilograme sau ce greutate ai. Mai ales la jante de aliaj, unde aluminiul lucrează un pic mai mult pe temperatură, pe diferență de temperatură și s-ar putea să mai vreodată surpriză să nu mai poți să o desfaci. Am iau usura la garaj și am spart două tubulare și nu am putut să-i desfac roțile, că trebuia să-i dau carenajul jos. Iar urmăritorii noștri poate să vadă pe Calcom un clip de la începuturile noastre cu acel Audi A3, de-am rupt tot așa 3 chei. Bă, ce se turează, ești nebun. Dar schimbă, nu schimbă rău, să știi. Scrie D6, nu? D7 chiar. D7 chiar. În ce zonă? În bord, acolo, lângă vitezonă. Înainte de 1. De la kilometraj. Băi, e complicată mașina. Are și sport, nu are. Are modurile de conduci, nu? Nu, că n-are decât... Ba da, sport. Sport și normal. Sport, dar nu se schimbă turnul meu, să se dea mai sus, cred că acum. De la D4, știi, adică a făcut de unul de 3 drepte. Yeah. E? O să știi că... Și nu e rulment, anvelopele se aud la ea. Pentru că dacă era un rulment la viteza asta, săream din mașină. Se auzea grav. Anvelope de iarnă, poate sunt suflate mai tare, poate... Ce să zic? Dar să știi că... Eu oarecum reglată... Mă așteptam ca la o mașină Asia, din Asia sau din Coreea, că Coreea e în Asia, să fie un pic mai moale, mai reglată pe drumuri de orice fel, dar e reglată de autostradă. Vezi ce tare ești pe aici. O să o vedem însă pe drumul virajat acolo, unde, în parcare acolo, dacă vrei tu să-l lași pe domnul Lucru, că îi place dânsului maxim sectorul ăla de drum, știi, acolo unde se lasă asfaltul. Dar ce motor are tipul ăsta? 1.6 benzină turbo, 163 de cai. Da. Nu putem să nu observăm frumusețea Ardealului și în această zi de decembrie.
cu această ceață care ne va dispera la întoarcere. Așa e, pe aia de conduc. Nu se ridică partea asta de la scaun sus. Nu se pare scurt scaunul. Nu e scurt, uite unde se... Da, da, într-adevăr. Dar nu e un scaun rău, să știi. Mă rog, apropo de de condiții de circulat în perioada asta a anului, România, prin relieful ei, este brăzdată de foarte multe râuri. Drumurile merg paralel cu aceste râuri. Oprește călzirea în scaun, o simt imediat. Se face ceață de-a lungul drumurilor astea care merg prin relieful României șerpuit de râuri și așa mai departe, se face ceață. Iar cum noi venim de la Craiova, la Sebeș, pe Valea Jiului, iar aici întâlnim Mureșul, cum a apus soarele, o să vedem 50 de metri de vizibilitate. Și așa că să nu mă stresați cu condusul la întoarcere. Îmi dai mie. Ce? Volanul. Și tu mergi cu coarnele. Bă, nu e o mașină rea, să știi. Pentru o mașină nouă, care n-a costat. Prea multe butoane pe aici. Nu se parca multe. Tot. Aici, orice ai vrea să faci, nimerești. Vrei la geam, vrei la picioare, n-ai cum să încurci. N-ai cum să încurci. Bă, e chiar frumos pe aici, prin Ardeal. Bă, la 1.6 se vede ce trage. Bă, e 1.6 turbo, dacă era 1.6 aspirat. Ia. Bine că au avut pe Sidu, varianta, mi se pare, Sidu prin, până în 2018 sau 2019, 1.6 136 de cai aspirat. Ceea ce... Da, 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 da. Ceea ce... E simplu, fără tu. Wow! Și poate vin, se aude. Și un sirenaj pe spate, ceva. Nu, mașina nu are, ne uităm ce anvelope are, pentru că nu sunt niște anvelope. Nu-mi plac. Asta e, că prietenul meu de avut din asta, e genul ăla de mașină de, dacă lași presiunea de roți mai moale decât vrei aia, îți aprinde martor de roată de suflat. Da, da, băi. Adică nu mergi tu cu cât vrei în roți, ceea ce iar nu mi se pare, mă rog, dar bine, pentru partea de mediu, pentru CO2-ul vieții și așa mai departe. Să aud în spate. Ba da, de asta zic că e posibil să fie și un sunet venit de la sistemul all-wheel drive. Ia stai un pic, ia. Orice ai face. Mă glumesc, nu e sigur. Da. Asta a fost cum vine, a. Bă, chiar îmi place, se mișcă bine. Ăștia sunt la îndemână. Totul bine? Domnul e bine, domnul. Când se termină cu bine. Da, mai în față. Nu mai avem și ajungem. Păi, mai ce un fel de imitație de pele. Bucata asta. Dar asta și ce e bună pe ușcă? Asta o curăț foarte ușor. Da, și asta e moale, nu te doare cotul. Uite, eu ajung la aia. Găsiți și o mașină, dar e loc cu cotul în ea? Da. Nu cred așa ce. Stau foarte în spate, cum aș vrea eu. Da. Dar scaunul ăsta nu se lasă mai jos. Dacă așa e la maxim jos, mă întreb oare cum e la maxim sus. Pentru Luci Popa cum să fie, la fel cum e și încălzirea din scaun, dar nu o simt, nu nimic. O simt și dar mi-e place. A, trebuie să-l dau mai încet așa atunci. Bă, uite că s-a ridicat scaunul. Mamă! Băi, ce-mi zuseam cu Luci Popa de când... Ha, urmează să-și ia și el la 7. Bă, nu cred, bă, că se ridică. Eu ce se ridică în continuu, băi? Auzi? Ce bine te prinde. Pozea mult. Nu se ridice. Pe data asta e bine pentru că conferă posibilitatea și unui om de o statură mică să poată să conducă și să vadă. Pentru că apropo de vizibilitate, uite-te, oglinzi. Și numărul de matriculare acum. Ai vizibilitate, să știi, din și din perspectiva asta a pasagerului și a șoferului. Eu cred că sunt singurul nebun care a întâiat la un scaun suporția să-l lași mai jos. Eu mai știu vreo doi. Ei, atunci să mă pun legătură cu ei. Și chiar la Dacia, știi că la Dacia erau suporții pe caroserie, știu da. I-a tăiat și a lăsat scaunul direct pe bolea. Bravo. Merge neașteptat de bine. Schimbătură e pusă aici la îndemână. Mă aveți spațiile ăștia aici, pot să pun telefon aici. Mă gândeam că
Bă, știi cum este? Asta e o marcă care de multe ori vine cu mega dotări și cu mega oferte. Eu aș lua-o pe cea mai bună ca motorizare, cea mai bună motorizare, garanția cea mai lungă și nu neapărat m-aș, și prețul bun. Nu m-aș duce neapărat dă-mi o extra full de extra mega full. Pentru că aș lua o mașină nouă cu tehnologie într-un preț bun. Dar din ce an e asta? 2018. Ia uite, îți arată aici, fii atent. Dacă dai lumina la bord, mai tare sau mai încet, îți arată acolo în mijloc. Uite. Ce frumos, a reglaj la far manual. Cu rotiță. Să te pregătești să părăsim autostrada. Mai în fața acolo, în dreptul hotelului, restaurantele. Da, mă uitam pe aici, cu tot ce am pus. Aici sunt leduri sau? Ce leduri, domnule, pe cu galbin? Da, mă rog. Ia bă, ia! Se vede că nu e pe sport. Oricum merge bine și așa. Uite, dacă nu sunt grupi, stă bine pe stradă. E reglată de asfalt, de autostradă. Bagă de la dreapta. Dar ia să mergi cu ea pe off-road. Cu roțile astea și cu setup-ul ăsta. Ce mașină e asta stricată aici? Ford. Citroen, ce-o fi ăsta? Juke. Nissan. Și e stricat, nu e accident. Ia să-l pașăm în parc aici, să lăsăm pe domnul Lupu pe sectorul ăsta care îl îndrăgește cel mai mult. Am auzit că când vine în concediu în Ardeal, cere mașinile la prieteni și vine pe sectorul ăsta pe aici, cum se numește aici, Cunța Sebeș. Da, și, și reproduce traseul ăla de la făcut cu Renault. Bă, ce cauciucuri are? Nu știu, dar sunt foarte proste. Exact asta vreau să zic, ce cauciucuri. Ia să ne uităm la ele, bagă aici la hotel. Păi tu văzi cum pleacă. Văzui. Și gheaț pe jos. Ia... Ori le are foarte umflat. Ia să ne uităm. Cred că sunt... Are și serile presiune în anvelope și cred că sunt 2.2 sau 2.3. Mi se pare că la astea se, merge cu 2.5. Se trece la 20 la oră așa într-o parte. Târâși. Ia hai să ne uităm. Chiar sunt curios. Bridgestone, Pirelli. Greșit, Pirelli. Soto 0. Ăștia sunt ca alea, dar au fost pe X5, cum le ziceți? Pirelli, Soto 0. Confion. Sau ce-o fi? Uite, am să tot zic, dar nici anul. Oricum sunt niște râsuri. Puțin spus. 2018, uite din ce an sunt. Deci așa ceva mai rar. Păi uite că sunt de tarde, nu pot să miște astea. Și sunt și foarte umflate. Asta e problema, nu atât. Sunt foarte umflate. Așa că, domnul Lupu, mergem încet. Foarte plate, mașina asta are 3. Ia umblă pe la alea, nu ți arată? Ba da. Că să ar putea să ți arate. Dă-i acolo, stânga dreapta acum. Dă-i. Mă gândiți, vezi cum stă asta acum pe curbe. Nu de aici, de aici, din asta. Uite așa. Wow. Tati, dacă veți merge cu așa ceva în România, pe orice anvelope veți avea, s-ar putea să ai niște surprize pe carosabil de ăsta mai... E posibil totuși ca... Ce mare... Nu, ia, trebuie să fie de la început. Ia, ce sau ce vrei. A, lane assist. Nu, că nu umblăm la... Și ăsta ce e sistemul ăsta? Probabil ține... Ok, ia de ok. A, e inactiv. Mă rog. Pentru că nu intră nici SP-ul. Păi trebuie să-mi dea alimentarea sau păi să fac ceva acolo. Pe care e SP-ul scos? Ia mai nu mult e care buton de SP acolo. Ia apa, unde l-are? În stânga. Ia apasă pe butonul de SP, Cristi. În stânga. Traction control. Și ia ține apăsat pe el. Păi acum e off. Acum e off. Și acum e on. Aha. Că la off îți apare în... Da. Anvelope umflate aiurea. Și bine, nu sunt... La, ca uzuna apar la jumatea vieții așa, nu? Și 2018 totuși, sunt 4 ani pentru niște anvelope de brand, că Pirelli e brand. Sunt foarte tare umflate. Și dacă o
socotește în mers suprafața de contact e mult scăzută, mult, mult cu presiunea asta pe greutatea mașinii. Nu știu de la ce, de la, dar nu mai țin minte de la prietenul meu, de la ce presiune în jos te, cum să zic, îți aprinde martorul. Știi că el de-aia l-a lăsat mai jos, știi că nu-i plăcea cum merge cu ea. Și pe urmă i-a mers cu roată, cu senzor de eroare de pană. Domnul Lupu, să nu o forțezi în viraj. Nu o forțăm. Mergem regulamentar. Omul e pe volan. Oglinda asta seamănă cu ceva? Ford a inventat-o. Da? Nu, nu, dar design-ul ei și butonul cum i-a amplasat și astea două LED-uri aici. Eu uite, cool. Volkswagen. Ford. Cred că e un patent la toate mărcile astea, știi, de-o face cineva, deci ia Amazon, face oglinzile, exact. Aici s-a mai lucrat pământul, s-a mai prăjdat, s-a mai... Da. Vezi? Stă bine și ardealul la agricultură, să știi. Se dau în frâne sau nu? Las-o așa să curgă, dar nu au forțat. Chiar s-o lași mai încet, uneori. Mai în față e bucățica aia, de ți-a plăcut matale mult de tot. Iar la deal? Turbo. Trage, adică nu... Motoarele cu turbo au ce e al lor, e al lor. N-ai, ce să, n-ai cum să contești chestia asta. La fel cum și Ardealul este foarte, foarte frumos în orice anotimp. Chiar sunt curios de cifrele de acolo. Este Touareg. Dacă mă întreb pe mine. Iar la finalul meu e adevărat așa cu pe pentru că despre mașina asta trebuie să vă spun ceva. Uite de cât de frumos încolo, bă, Cristi. Uitați-vă și voi, bă, cum e pe Valea Mureșului, acolo de-a lungul Mureșului, cum se lasă ceața. Și noi avem 300 de kilometri de mers pe Valea Jiului până la Craiova. Aici e bucățica aia, domnul Lupu. Aici ți-a plăcut ție, maxim. Nu rău. Tot 100 pe oră, ce ajut. Nu rău. Suspensia asta reglată tare, într-adevăr, pe unele sectoare de drum poate fi un pic inconfortabilă, dar pe sectoarele astea de drum cu problemă, te ține acolo, știi, nu te... Mă rog, setup-uri și setup-uri. Pe aici ar trebui să venim cu un E90, blană, nu brec, că e E91, berlină. Te aducem pe Popa odată să conducă pe aici. Da, da. Și cu a șaptele mai ales. De la Craiova până aici. Mă, nu Robert, ai pornit încălzirea scaunului de spate, e totul bine acolo? Da, domnule. Eu aș ști ce aș vrea să facem, să vin amândoi. Cu camere, le-am pune două, trei camere lipite și am să vin amândoi de la Craiova până aici. I-am fumat toate țigările. Și când dacă ajunge la Craiova, se plătește și o pizza. Opa! Dacă te uiți la episodul ăsta, nu e despre tine. Bă, chiar frumos prin Ardeal pe aici. Opa. O, geu. Bă, aici la... Aici... Mama, nu, am trecut de bucățică aici, aici e bun, nu mai... Nu mai este gata. E așa degeaba. Din orice nimic. Când stăteam astăzi, când am mâncat acum, mi-a scris un urmăritor de-a nostru, un prieten nostru de la Prahova, care a mai fost o dată la noi. Okay. Și vrea să vină mâine cu un Peugeot 508. Dacă e vremea bună. Bun. Păi e facelift? 2011, cred că e primul, e nou. Facelift.
mai multe grade, așa, pe 21, 2, caldeu, e frig rău. E cald. E cald, hai scaunul cu încălzirea pornită, da? Nu, nu. Asta știi că parcă mi s-a părut că merge, parcă pe autostradă e mai în elementul ei decât pe aici. Bine, și aici nu poți să zici că nu merge, dar parcă pe autostradă chiar se apăsa așa și stătea. Dar încă o dată, din toate componentele oricărei mașini și oricine ar face-o, cele mai importante sunt anvelopele. Sau ansamblu, jantă, anvelopă. Alese nepotrivit, de dimensiunea nepotrivită și mai ales de presiunea nepotrivită, poți să transform cea mai stabilă și sigură mașină într-o bombă. Domnul Preda, în spate? Avem loc? E frumos. E bine. Dar nu prea, ce face aici? Și mă gândeam, ăsta de mijloc nu are încălzire în scaun. În banchetul. Păi ce, apui bani cu noi la mașină? A pus bani. Să zic că mi-ai zic că nu plouă. Ca în alte mașini. Da? Dar asta e 4x4? Da? E all-wheel drive, toate 4 în același timp. Ai un sistem foarte ciudat, patentul lor cu acest loc care la 50 la oră sare din el, iar practic tu mergi cu ea doar tracțiune față, nu... Vă vedeți cum se comportă acolo. Deci acolo, într-adevăr, este un lucru spectaculos. Presiune foarte mare în pneuri. Aia este singura. Mult, foarte, foarte mare. Trebuie să vedem ce recomandă și producătorul. Asta recomandă. 2.4, 2.5 max. Și eu... Păi, e enorm de mare presiunea asta. Pentru o mașină de greutate ăștia. Vezi că am impresia că Kia și Hyundai optimizează foarte mult mașinile pe ce poți să-ți oferi pe ele la un preț extraordinar de bun. Iar lasă un pic în urmă partea asta de reglaje și de atenție fină, știi? Bine, poate undeva se poate trage asta și într-o lipsă de experiență. Deși vând de câteva generații, vând la greu. Păi, da, da. De obicei, detaliile costă mai mult decât chestiile brute. Știi? Iar multă lume nu e interesată de chiar toate detaliile. Da, exact. Și atunci prefer să-i oferi omului ce are nevoie, chiar dacă e brut. Știi pe aici, domnul Lupu, drept încolo. Nu, pe aici. E, bine, și pe aici. Da. Bine, merge și pe aici. Dar aici nu poți să o iei încolo decât încolo. Aha. Ai prins-o? Ce-a făcut? A făcut frână. Și să vedem unde ieșim, că se lucrează. Ți arăt eu acum, zi în față. Ocolim biserica. Ia uite, bă. Ziceam că numai la noi e cu deștea hibride. Nu, astea sunt full bio, nu electrice. Sunt naturale. Cu consumul ce estimări, ziceți? Geacă decât pe o parte. Cum doar pe o parte? Bă, aici nu are. La mine. Păi n-are pe ușă. Bă, stâlp. Bă, are și pe stâlp și la mine și la tine. Doar aici bagă-ți. Domnul Lupu, iau în stânga și ocolim monasterii. Că ardelenii sunt harnici. Uite, asfaltează sâmbăta. Nu în timpul săptămânii. Fii atent că plecăm pe asfalt. Păi da, mă, e cu cap chestia asta, nu o să asfaltezi lunea, marțea, miercurea, când toată lumea e la sel. A, nu? Păi nu, uite, sâmbătă după masa. La Craiova de ce se face așa? La Craiova e al calendar, domnul Lupu. Noi, exact, noi... Fii atent, știu, în Braniște și Bodari, lunea, la prima oră, mașina de gunoi. Lua tomberoanele. Când și... e mai, da. Cel mai mare balamuc. Da, și aștept, făceam o oră până la Bodari. Că nu se dau mai stânga sau mai în dreapta, fac și figuri.
vezi în loc noaptea să ia noaptea. Eu am mai văzut, fost și eu prin alte țări și am văzut noaptea să loc. Da, domnul Preda, dacă să faci lucrurile ăștia, să chemi oamenii în altă oră și să-i plătești dublu. Să vină noaptea sau să vină, să vină în weekend. Dar uite, asta este o soluție, că ardelenii sunt mai deștepți. Nu că noi oltenii am fi altfel, dar ca parte de administrație, nota 10. Asfaltezi sâmbătă după maza când nu e nimeni. Când nu e trafic, nu ai activitate economică și așa mai departe. Crezi că probabil ăștia nu-i plătește dublu astăzi? Ba, tu ai plătește, că nu poate să vină altfel. Mamă, dați drum și în asta. Deci, eu cred că dacă îi pui manometru, are 3 în roți. Bă, erau chinezi oamenii ăștia. Erau asiatici, văd un indieni, erau malaizieni, ceva indieni lucrătorii de la drumuri. Bă. Ăsta nu le-am mai spus că astăzi de sâmbătă. Iau și le-am așteptat unii cum au calendarul, știi, altfel. Ziceți cu consumul, haideți. Eu zic 8. Eu zic 10 jumate. Eu nu mă prănunț. Mă dezamăgi mașina. De fapt, nu. Eu sunt curios dacă are ESP, deși la anul ăsta de fabricație imposibil să nu aibă, de ce nu intră ESP-ul în situația aia, pentru că fură două manevre. Prima dată când pierdu aderența, ia vezi, doar bă, către aici, bă, către aici. Așa, iar în a doua loc, când Robert compensă, ea nici atunci nu simți că e ceva în neregulă. Mă rog. Asta era bună de mers la noi, pe Bucovăț. Da. Cu Luci Popa singur în ea. Dăm înapoi, dă-i înapoi să ne facem poza, să ne facem poza, da. Și să ne uităm, să nu uităm, să ne uităm la consum. Să ne zici unde simt mult rusit. Cam mai așa, până mai drept așa. Ia zi, Robert. Cum arată, și la tine ai butonul ăsta de lăsa geamul jos, cum are griul ăla pe margine. Așa. Puteau să pună la butoanele de acolo, din bord, griul ăla. Aha. Și să, partea de jos de la ele. Și se vedea. Domnul Lupu, ce cifre scoase și aici? Aici zice 9,5, a fost, acum stăm pe loc, s-a urcat la 9,6. Oprește-o că să mai bag o jumătate de litru. Bun. Acestea fiind spuse, vă spunem chiar la finalul episodului că trebuie să dați like la începutul episodului următor. Apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm și să vă abonați la canalul nostru dacă nu ați făcut-o încă. Ce vreau să spui despre această mașină? Nu uita. Așa. Această mașină, la cei 67.000 de kilometri pe care are, a avut cutia și convertizorul schimbat. Pe garanție? Pe garanție. Bun. După... Pe e convertizor sau e dublu ambreiaj? E convertizor asta cu 7. Eu știu că aia cu 6 e dublu ambreiaj. Dar, cu toate astea, tratativele au durat o perioadă până să recunoască dealerul că trebuie să schimbe și totuși s-a schimbat. Știi? Vezi? De ce nu simt niciodată mașină nouă? S-au încercat prima dată niște update-uri de softuri la cutie, nu s-a rezolvat. Dar ce simptome avea? Smucea. Da. Vezi de ce nu simt niciodată mașină nouă? Da. Eu nu mi-au mașină nouă că n-am bani, nu că... Vezi, până la urmă te mai rezolvă. O garanție cu ceva, dar da. La second... Oricum e bine că ți-au rezolvat o astfel de probleme, pentru că o cutie de viteză chiar e o piesă costisitoare. Și o să vedem în episodul următor. Probabil. Da. Astea fiind spuse, domnul Călin Mocean vă așteaptă atât la sediul DM Auto de aici din Sebeș, cât și pe www.dmauto.ro pentru comenzi de ulei Ravenol și piese auto. Domnul din spate, domnul Preda, vă așteaptă la Craiova, la serviciul proprietate personală de pe șoseaua de centură vis-a-vis de hotel restaurant Melis, la adresa Plopului, strada Plopului numărul 62A, cu flexul, aparatul de sudură și toate uneltele pentru... Nu are mă reglaj cu asta. Hai de cap, eu îi fac reclamă și el tot de tertiere. Iar pe mine și pe domnul Lupu ne găsiți și în perioada asta în parcare la filmare. Bye care bye. În comentarii, care pe unde mai putem. Ciao.